Ne-am gândit să o păstrăm în continuare, să fie o memorie vie în moment în care și pe mine m-a afectat. Da. Nu sunt chiar atât de implicat, însă în colaborare cu colegul meu, artist plastic, student la Universitatea de Artă, și la solicitarea aia. Este o găină. O găină una originală de la Iohannes. Cum ați ajuns în posesia ei, ca să zic așa? Domnul Gabi ne-a furnizat găina. Dar voi, pe voi ce vă mână să ieșiți la marșul ăsta așa? De ce? Simt nevoia de o schimbare. Toți știm ce a fost și ce se poate face. Mai spuneți-mi de găina asta, cum ați făcut ea? Am turnat-o efectiv într-un material, e o rășină epoxidică care conservă foarte bine materialele, e transparentă și oferă posibilitatea să fie văzută fără a te putea contamina. E o procedură artistică comună. Și ce aveți de gând să faceți cu ea în continuare? Nu știu, nu e un plan. O să facă un mic turneu, o să se plimbe prin țară, să sperăm, da. Dar care e scopul? Scopul pentru care ați adus-o? Scopul mai... De ce o afișați? Mai bine poate să-l exprime domnul Gabriel Miloia. De ce o afișați? Este un obiectiv. Domnii sunt sculptor, domnul Dr. Felix Deac, domnul Vasile Popa, a făcut deja cunoștință cu dumnealor. Bine, este un obiect de artă, tratat prin mediul artistic, care va pune într-un circuit. Cum a ajuns la tine găina asta? Cred că a fost... Nu știu cum a ajuns la tine. Eu nici n-am văzut găina până acum. Eu sunt din Oradea și am coordonat prin telefon așa să întreagă activitate. Nu, ne spuneau cei doi că tu le-ai dat. Care e scopul pentru care ați adus aici? Eu am facilitat ca găina să ajungă la dumnealor. Și cum ai făcut asta? De la cine ai primit-o? Probabil... Nu știu, de la un găinar. Dar care e scopul pentru care ați adus-o? Speculați, vă rog. Păi de ce să speculăm? Pe urmă se lasă confuzați. Este o lucrare care conține două mesaje scrise într-însa. Din câte țin minte, televiziunile au vorbit despre aspectul ăsta acum vreo 3 zile când am început proiectul. Din păcate, numai acum l-am putut termina pentru că e un material relativ dificil de turnat, care trebuie să se usuce. Noi nu suntem criticieni. Deci un obiect de artă, nu? Este un obiect de artă care vorbește despre un eveniment politic. Niște găini au murit. Asta știm. Că găinile au murit ca o amenințare? Nu știu dacă au murit ca o amenințare, că unele n-au murit. Altele, în schimb, erau decedate și asta e totuși o glumă de prost gust. Nu? Deci găinile noastre...